Vă salut din nou, prieteni. Bine v-am regăsit. Sunt Bogdan Gamaleț și vă prezint și astăzi un material pregătit și documentat de jurnalistul și scriitorul George Hodorogea. Cetatea Luminii, cetatea Luanei între ficțiune și realitate. O legendă peste timpuri. Pe lângă faptele de arme reale ale strămoșilor noștri daci aflate din textele marilor autori antici, de-a lungul mileniilor au circulat și numeroase legende, precum cele referitoare la Dochea, la Zamolxis, Bristena, Dates, Marcus sau Luana, regele legendar al cetății Luminii. Despre aceste legende regăsim date și informații sumare și în textele antice, dar care nu furnizează însă și certitudini. Din experiență știm însă că, așa cum nu iese fum fără foc, și orice legendă are cel puțin un sâmbure de adevăr. În ceea ce urmează vom încerca să separăm mitul de adevăr în cazul legendei Luanei, unul dintre cele mai vechi mituri de care ținutul vechii Dacii este plin și care își pierd rădăcinile în negurile celor mai îndepărtate vremuri. Conform unor etnologi, este posibil ca unele dintre aceste legende să-și aibă obârșia cu mult înainte de Marele Potop, legat biblic de legendarul patriarh Noe, și care, conform dovezilor geologice, a avut loc acum aproximativ 12.000 de ani. Teorii, presupuneri, teorii. Pentru justificarea existenței cetății Luanei se ia în calcul posibilitatea ca acum 12.000 de ani, pe actualul teritoriu al României și chiar și dincolo de fruntarii, să fie existat un mare regat getodac. Teorie totuși dezmințită de mulți istorici, care nu pot justifica fărâmițarea unui mare regat într-o puzderie de mici regate, conduse de șefi locali foarte orgolioși și care nu acceptau o conducere centralizată. Și în sprijinul acestei teorii sunt dați de exemplu cei trei regi mari daci. Astfel, Dromichete reușește prima mare unire tribală, pe la anii 300 înainte de Hristos, o unire necesară datorită pericolelor macedoniene și persane. Dar, după moartea sa, unirea s-a destrămat. Apoi apare Burebista, cel care a reușit pentru scurt timp să creeze un imperiu dac ce se întindea de la Dunăre până în Danemarca și de la Nistru până în munții Tatra. Dar după asasinarea sa în anul 44 înainte de Hristos, și acest regat extins s-a destrămat. Și în sfârșit îl avem pe Decebal, cel care nu reușește să unească toate triburile dacice înrudite în lupta contra invadatorilor romani. Ba mai mult, în cel de-al doilea război daco-roman din anii 105-106 anno Domini, romanii sunt ajutați de către triburile dacice aflate pe actualul teritoriu al Moldovei Unite, adică ținutul dintre Carpații Oriental și fluviul Nistru. Deci, nu se prea poate vorbi despre o dorință a dacilor pentru o unire într-un mare regat. Dar să presupunem că acum 12.000 de ani putea exista un regat extins, căruia, normal, îi trebuia o capitală, un centru inițiatic, de unde se putea coordona activitatea unui mare regat. Și, conform legendelor, acest centru inițiatic ar fi fost cetatea Luminii, condusă de regele Luana, cetate localizată cumva în munții Buzăului. Se presupune că cetatea Luminii găzduia sacerdoți și persoane care serveau spiritualitatea, șefi militari și un fel de oameni de afaceri, care controlau negoțul cu popoarele vecine, negoț bazat pe aur, argint, cereale, vin, miere, ceară, arme și instrumente gospodărești. Teoria astronautului antic. Despre această cetate a țării Luane există câteva versiuni ca legendă, dintre care cea mai interesantă și poate chiar credibilă este cea care face referire la o armată venită pe calea aerului, în care de foc și care a nimicit pur și simplu pașnica așezare. Deci, cum ar spune ufologii de astăzi, a fost vorba de o invazie extraterestră. Ceea ce este cu adevărat fascinant este și faptul că o altă legendă, care vorbește de înființarea cetății Luminii, amintește că a fost construită tot de oameni veniți din spațiu, în care zburătoare.
Deci, am putea presupune că Cetatea Luminii și primul mare regat Getodac au fost înființate de un prim val de astronauți antici, dar și că a fost distrusă de un al doilea val de extratereștri, probabil rival cu primii. Ar fi fost, de fapt, un război între două civilizații extraterestre, război în care ultimii veniți i-au distrus pe primii. Tot legendele ne lămuresc de unde provenea numele vestitei cetăți. Astfel se spune că deasupra cetății era permanent un soare, ca soarele zilei, care dădea lumină pe timpul nopții ca și ziua. Probabil un soare artificial, un fel de reflector uriaș, un generator de energie solară care alimenta sisteme de tip electric ce luminau întreaga cetate în tocmai ca lumina zilei. O tehnologie, normal, extraterestră. Revenind la invadatorii care au venit în carele de foc ca să distrugă Cetatea Luminii, ne întrebăm oare cine erau? Dacă aveau care de foc, denumire folosită de cei din antichitate pentru OZN-urile de azi, înseamnă că dispuneau și aceia de tehnologie de producere a curentului electric sau a altui efect similar prin care se obținea lumina artificială. Deci nu puteau fi decât extraterestri. Legenda Luanei. O legendă despre Cetatea Luminii se referă la un mister păstrat cu strășnicie de către regele Luana, cel care cunoștea o terapie genetică prin care, în combinație cu apa vie și apa moartă, vindeca rănile celor care se alegeau cu așa ceva în diferite lupte. Din cauza acestei tehnologii medicale, se prea poate ca dușmanii de pe altă planetă sau din altă galaxie să fi râvnit la ea, de unde și invazia distrugătoare de mai târziu. Nu poate fi însă o coincidență faptul că tot despre o asemenea tehnologie este vorba și în miturile antice egiptene. Și acolo, primii faraoni, originari din ceruri și ei, foloseau celebrul sarcofag care putea vindeca orice rană și chiar putea reda și viața înapoi. Conform ufologilor, Luana era în mod sigur un fel de specialist în inginerie genetică, pentru că, așa cum spune legenda în privința acelor izvoare tămăduitoare cu apă vie și apă moartă, numai Luana cunoștea tainele izvoarelor, cei care se încumetau să le încerce singuri mureau pe loc. Deci era vorba de niște izvoare minerale cu putere extrem de vindecătoare, dar care nu puteau fi folosite decât într-o anumită combinație cunoscută doar de regele Luana, unul dintre primii mari inițiați ai istoriei. Facem un salt în timp și ne amintim că însuși dictatorul Nicolae Ceaușescu dăduse ordin să se descopere vestitul izvor al tinereții veșnice, dar cercetările efectuate în masivul Bucegi au eșuat. Poate și din cauză că adevăratele izvoare folosite de regele Luana se aflau nu în Bucegi, ci în munții Buzăului. Poate. Se pare că amestecul de ape minerale ducea la un produs genetic care avea proprietatea de a regenera complet și chiar de a asigura imortalitatea fizică, dacă ar fi fost necesar. Tot legendele ne spun că regatul lui Luana se întindea din zona Apusenilor până spre Carpații de Curbură în zona Buzăului. Trovanții, simple pietre sau elemente spirituale încărcate energetic. Atât în zona Buzăului, dar și în județul Vâlcea, în comuna Costești, există niște pietre ciudate numite trovanți. Dacă cele din Costești-Vâlcea nu au stârnit interesul și curiozitatea oamenilor și cercetătorilor, cele din Buzău, din comuna Ulmet, prezintă anumite ciudățenii ce cu greu pot fi explicate prin prisma științei. Se spune despre trovanții de acolo că își schimbă locul periodic și că cei mici, atunci când apar, cresc foarte repede. Din punct de vedere științific, acești trovanți sunt formațiuni calcaroase care se prezintă sub forma unor aglomerări de pietricele de diferite mărimi, ca un conglomerat, și sunt legate între ele printr-un ciment carbonatic. Formele acestor pietre, indiferent de mărimea lor, sunt foarte ciudate. Cilindru, navă spațială, elipsă, sferă, disc și altele. Ca și când ceva sau cineva le imprimă din nevăzut astfel de forme.
Conform studiilor științifice, asemenea pietre, cum sunt de exemplu și pietrele roșii din Parcul Național Theodore Roosevelt din Statele Unite, deși nu sunt ca trovanții noștri, sunt forme care cresc lent, modificându-și forma odată la aproximativ 1200 de ani. Dar, spre deosebire de pietrele roșii din Parcul Theodore Roosevelt, de cele din Egipt, Africa de Sud, China, Peru, Rusia, Spania sau Cehia, trovanții din Boziorul au particularități care sfidează știința și fizica îndeosebi. Ufologii consideră trovanții ca pe niște instrumente terapeutice datorită proprietăților lor energetice. Instrumente folosite de strămoșii noștri de acum 12.000-15.000 de ani și despre care se presupune că avea o talie mult prea înaltă, de unde și numeroase legende românești despre uriașii din vechime. Și iar facem un mic adagio și ne referim la posibilitatea, de multe ori menționată, ca strămoșii cei uriași să fi fost nimeni altcineva decât atlanții supraviețuitori celebrului cataclism care le-a distrus insula și cetatea. Războiul din țara Luanei. După anumite calcule, războiul distrugător din țara Luanei ar fi avut loc acum 22.000 de ani, adică cu 10.000 de ani înainte de diluviu. Tot legendele ne spun că, pe atunci, cetatea luminii din țara Luanei era locuită de oameni fericiți și plini de viață, care erau hărăziți cu daruri spirituale înalte, precum telepatia, clarviziunea, vindecarea bolilor și altele. Cu alte cuvinte, dețineau marile taine ale vieții. Regele țării Luanei, după cum spune legenda, era cel mai înțelept dintre toți și cunoștea și mai multe taine. Tot legenda povestește referitor la cetățile din ținutul Luanei că acestea atingeau cerul. O astfel de descriere ne poate duce cu gândul la era modernă și la clădirile din beton și oțel din marile capitale ale lumii, numite zgârie nori. Războiul, care conform legendelor s-a purtat pe teritoriul vechiului regat Getodac în urmă cu 22.000 de ani, ar fi început odată cu dorința unor soldați veniți din cer de a prelua controlul asupra cetății luminii. Se spune că regele Luana, în bunăvoința sa, a sperat că va ajunge la o înțelegere cu inamicii care atacau cetatea luminii. Dar invadatorii au aruncat asupra cetății o ploaie de foc și fum, distrugând tot ceea ce însemna viață. Mulți dintre locuitorii avertizați de către rege se refugiaseră spre munți, luând cu ei provizii. Regele, împreună cu fiica sa, s-au refugiat în adâncuri printr-o serie de tuneluri știute doar de el și de fata lui. Oare să fie vorba de vestitele tuneluri dacice? În urma loviturilor nimicitoare, cetatea luminii s-a surpat peste tot, înghițind clădiri și oameni, deopotrivă localnici și inamici, în timp ce scoarța se cutremura continuu și constant. O serie de explozii s-au succedat, iar cetatea a dispărut sub nivelul solului. Descrierea distrugerii cetății luminii ne duce la teoria că ținutul Luanei a căzut victimă unei agresiuni nucleare. Tot legenda mai spune că, odată ajunși în adâncurile subterane ale cetății, regele Luana și fata sa au decis să-l cheme pe strămoșul Zamolxis în ajutor, iar acela i-ar fi preluat cu el în lumea magică a spiritelor. Ce știm astăzi despre ținutul Luanei? Astăzi, prin numele de țara Luanei, se mai denumește metaforic și ținutul muntos al Buzăului. Și asta datorită legendelor care de mii de ani au circulat pe cale orală printre țăranii din această regiune. Pornind de la legenda care susținea că, în vremuri de mult uitate, în munții Buzăului domnea un rege bătrân și înțelept, Luana, ale cărui cetăți atingeau cerul, iar apărătorii cetăților erau viteji netemători de moarte, care luptau numai pentru dreptate, iar regele le vindeca rănile cu apele fermecate din Valea Izvoarelor, mai mulți arheologi au încercat să dea de urma cetății luminii, dacă, cu adevărat, ea ar fi existat.
Printre cei care s-au aplecat asupra acestor legende se numără și Diana Gavrilă, licențiată în istorie, dar și cercetătorul în domeniul paranormalului Vasile Rudan. În urma cercetărilor pe care le-a făcut timp de peste 20 de ani în tradiția orală a zonei, istoricul a afirmat că a ajuns la niște date cel puțin șocante, care ar confirma existența unui adevărat muzeu de paleoastronautică în aer liber. Astfel, istoricul vorbește și despre petroglifele de pe pereții grotei de la fundul peșterii, în care apar desene ale unor arme ciudate din care ies raze și detalii despre o scriere necunoscută. Cred că este vorba de ceva remarcabil, care așteaptă să fie studiat mult mai bine, a spus istoricul Diana Gavrilă. La rândul său, Vasile Rudan, omul care a studiat petroglifele din Munții Buzăului, afirmă că este vorba despre imagini despre un război cosmic într-o grotă dinaintea epocii fierului. Vasile Rudan a condus, la sfârșitul anilor 70, o expediție intitulată Burebista 2050, în Munții Buzăului. În ceea ce urmează, vă relatăm câteva din spusele domnului Rudan într-un interviu acordat revistei Flacăra. Cred că este cea mai mare așezare umană descoperită din punct de vedere al continuității vieții omenești în același perimetru, din epoca pietrei cioplite până în mileniul 1 după Hristos. Nu știm cum se numește. Niciun izvor scris nu o amintește. Zona însăși este necunoscută. Atât cât cunoaștem noi, ea nu este cartografiată. Nu există pe hartă. Practic, am descoperit o așezare umană necunoscută din epoca străveche, de proporții gigant. Șanțul de apărare al cetății, probe care atestă cea mai incredibilă continuitate de viață în unul și același perimetru, începând din epoca pietrei cioplite și continuând, fără întrerupere, până în mileniul 1 după Hristos. Substratul corespunzător epocii pietrei cioplite a fost descoperit un număr mare de tuburi dintr-un material asemănător oxizilor metalici, dispuse în sol sub formă de radiator. Într-o altă grotă, sub inciziile din epoca fierului, a fost descoperită o scenă de luptă din domeniul fantasticului. Dinspre stele, Terra este atacată de o navă spațială propulsată de un lung jet de flăcări. În întâmpinarea ei, de la sol, pornesc două rachete de interceptare. În fața navei cosmice, stânga, este un arc întins cu săgeata îndreptată spre vehiculul spațial. Sondajele făcute de noi atestă că așezarea a fost distrusă în mod instantaneu de un foc mistuitor. Stratul de arsură se întinde pe toată suprafața așezării, prezentând dovezi că zona nu a fost devastată de un incendiu întâmplător, ci că așezarea a fost distrusă și incendiată cu o furie nemai întâlnită, pământul fiind ars pe o adâncime de circa o jumătate de metru și în zona în care nu au existat construcții sau arbori. Se pare că năvălitorii au intenționat să ardă până și pământul pe care a fost așezarea. Trebuie să specificăm că rezultatele cercetărilor domnului Vasile Rudan au fost predate în integralitate Muzeului Național Militar din București. Concluzie. Încă nu putem afirma cu certitudine că legendara țară a Luanei a fost identificată în zona Munților Buzăului. Dar numeroasele asemănări dintre legende și ceea ce a descoperit Vasile Rudan conduc spre teoria că țara regelui Luana chiar a existat și nu oriunde, ci în Munții Buzăului. Rămâne doar ca noi cercetări, la care să se folosească tehnologii ultramoderne, să confirme sau să infirme adevărul asupra cetății Luminii și a regelui Luana. Prieteni, sunt Bogdan Gamaleț, vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit. Îmi au rămas bun de la voi, însă nu înainte de a mulțumi și prietenului nostru George Hodorogea. Pe curând!